ce ar fi să-i spunem noi bună dimineața, așa lejer, precum este și poziția lui, să-i spunem bună dimineața lui Marius Spalade Agărbice. Bună dimineața, Transilvania, și bună dimineața vouă. Trebuie să știți că de la bun început noi suntem prieteni și purtăm de fiecare dată discuții foarte, foarte, foarte lejere. Era să o îmbulinăm amândoi, tu putea să fii cu cizmele mele. Da. Deci exact, în momentul în care a intrat Marius pe platou, a zis: ce inspirat a fost, era să vin și eu cu acela. Auzi, tot e bine că n-ai venit cu cizmele care seamănă cu ale mele. Da, scupa, dar pentru tine probabil veneam. Îți mulțumesc. Da, bine, să depășim acest moment. mai vrei să întrebi altceva de curtoție? Că dacă nu, trecem la subiect. Doar să zic, să prea foarte Marius fain. A venit aici să ne vorbească despre o acțiune caritabilă, tot în cazul în care nu știai. Care va avea loc chiar astăzi. La orele 19, gala Art Act, o gală în scopuri caritabile pentru Institutul de Oncologie din Cluj-Napoca, secția de oncopediatrie. O gală pe care ne-am dorit să putem să rezolvăm anumite probleme din acest spital, probleme tehnice, mă refer la copiii în suferință. Practic, vreți să strângeți niște fonduri? Da, am dorit să strângem niște fonduri prin licitația de artă pe care o să o organizăm cu ajutorul Fabricii de Pensule și cu ajutorul celor 45 de pictori și sculptori. Participanți care și-au donat aceste lucrări pentru gala respectivă. Asta vreau să întreb, că fiecare a adus câte ceva, a pus la dispoziție pentru a intra în licitație. V-ați făcut o estimare cât credeți că veți reuși să oferiți spitalului? Ne-am făcut o estimare, dar prefer să nu spun suma. Mi-aș dori din suflet ca această sumă pe care noi o estimăm să se strângă și să fie în folosul copiilor în suferință. Dacă ne poți spune câteva cuvinte despre modul de desfășurare, despre mecanism. Este o licitație silent auction. Nu va fi o licitație cu strigare, cum vedem, wow, atâta dăm, atâta dăm, ăla X dă atâta, ăla dă X. Fiecare va merge și își va scrie numele și cât va oferi pentru acest tablou. Este de menționat faptul că artiștii care și-au donat lucrările sunt cei mai importanți artiști din Cluj, după părerea mea, acum nu vreau ca să fac discriminări artistice. Dar mă bucur faptul că i-am putut aduna pe cei de la Fabrica de Pensule, care sunt, după părerea mea, un focar al culturii, un focar reprezentativ pozitiv pentru Cluj și pe plan internațional și pe plan național. Mă bucur că l-am putut coopta în această gală pe Ciprian Mureșan, unul dintre cei mai the best pictori ai Clujului, cu expoziții pe la New York, pe la Pompidou, Paris. Mă bucur că am putut-o lua pe... Fiindcă această gală, țin să menționez, a început la ideea lui Ioana Fărcaș, una dintre cele mai bune pictorițe din Cluj. A început la inițiativa lui Cristofilogianis Dionisis, fiindcă licitația cuprinde și trei lucrări a unor greci cu care noi am avut mai multe colaborări pe parcursul anului 2011. Țin să menționez că noi încheiem anul 2011 cu al doilea eveniment caritabil, deoarece prin produsul Art Actului, produsul media al Art Actului, revista online Art Act Magazine, am oferit persoanelor cu probleme de vedere, dislexicilor și orbilor, posibilitatea de a citi și de a asculta această revistă. Uite, eu acum știu că ați ajuns voi la revistă, dar eu răsfoiesc catalogul cu operele pe care le putem vedea în cadrul licitației. Veți putea vedea de seară în cadrul licitației. 45 de lucrări. Care vor fi vândute, să sperăm că vor fi vândute, iar banii rezultați vor merge spre Institutul de Oncologie. Practic de la ora 19 astăzi la Hotel Granata, dacă nu mă înșel. Da, este la Hotel Granata, partenerul nostru tradițional la mai multe evenimente pe care le-am desfășurat în parcursul anilor. Știi foarte bine că dacă n-ar fi fost o acțiune caritabilă, nu i-am fi putut spune numele. Ne bucurăm foarte mult că voi faceți asta. Practic, voi ce trebuie să... Trebuie să vină cât mai multă lume la eveniment. Trebuie să vină cât mai multă lume. Ne și bucurăm de prezența maestrului Hauswater Alexander, care este la Cluj-Napoca și care a început repetițiile la Opera Națională Română cu spectacolul Nabucodonosor, care vă invit la premiera din data de 15 ianuarie. O premieră care va fi sub înaltul patronaj al Ambasadei Canadei. O premieră la care noi suntem coproducători la Opera Națională.
Vă invit cu drag pe dumneavoastră și pe toți clujenii. Mulțumim, până în 15 ianuarie. Până atunci mai avem încă câteva zile și mai avem mai multe evenimente de rulare. O lună. Dar mă bucur de prezența dânsului, să zicem așa, o divă printre invitații noștri. Păi, bine, mă interesează, Irina, să se cumpere cât mai multe tablouri sau obiecte. Mie îmi place în mod deosebit treaba din seara asta. De ce? Pentru că, în primul rând, ajutați copiii de acolo, de la spital, spitalul de oncopediatrie, și, în al doilea rând, eu văd că se cumva încuraja, susțineți, nu știu, ridicați cultura prin acțiunea asta. Puteai să vinzi altceva. Noi, bineînțeles. De fapt, menirea artactului este de a ajuta cultura și de a promova cultura. Suntem totuși de ani de zile pe piața românească și de ani de zile oferim calitate culturală. Ceea ce este trist în această gală este faptul că organizăm doar, sensibilizăm oamenii și ne sensibilizăm doar în preajma sărbătorilor. Această gală ar trebui să aibă loc în fiecare zi în sufletele noastre, donând copiilor în suferință. Nu uitați că sunt foarte, foarte mulți copii, nu poți să le spui numărul, deoarece nu există o statistică exactă cu copiii bolnavi de cancer sau suspecți de cancer. M-aș bucura dacă, începând cu anul acesta, am putea strânge fonduri pentru cercetarea acestei crunte maladii. Visul meu este, de fapt, ca în fiecare an, sau de mai multe ori pe an, să putem să adunăm fonduri pentru cercetare. M-aș bucura dacă Artactul, ca și un ONG, ar putea intra în Parlament și ar putea propune o lege prin care fiecare pâine să conțină un ban pentru cercetarea acestei crunte maladii. Ar fi un lucru extraordinar de bun ca politicienii noștri să se sensibilizeze la această cruntă maladie, încercând să promulge o lege prin care din pâinea pe care o consumăm zilnic, este cel mai, totuși, și este cel mai vândut produs, să oferim spre cercetare un ban. Bine ar fi dacă, să zicem, s-ar pune în aplicare așa ceva, într-adevăr, și fondurile să meargă spre ceea ce spui tu. Să sperăm totuși. Să sperăm. O ultimă întrebare în 30 de secunde, mă tot buzie colegul ăsta al nostru care ține evidența timpului. Bun, hai să zicem, aveam subiectul de astăzi pentru telespectatori, putem economisi, cu alte cuvinte, situația economică este destul de grea, cum ne descurcăm. Dacă am ieșit puțin din perioada asta de criză și ne-am duce un pic înapoi, în 2007, când totul era prosper, nu? Era o înflorire. Și era o fericire financiară. Era falsă, la fel? Falsă. Era la fel. Pentru susținerea culturii mele. Da, era la fel. Să știți că era la fel și și în viitorii ani va fi tot la fel. Deși guvernanții noștri și lumea și poporul din România nu înțelege că, de fapt, cultura este singurul nostru produs vandabil în exterior. Nu uitați că Japonia, după cutremur și după tot ceea ce s-a întâmplat, și-a promovat cultura, inclusiv ne-a ajutat pe noi să edităm un catalog, ei având în acest catalog un singur pictor. Și ei au suportat, la 3 săptămâni de zile după tsunami, au suportat costurile acestui catalog. Pentru mine a fost un gest incredibil. Nu știu dacă guvernanții noștri ar fi făcut așa ceva. Tot în aceeași perioadă... Indiferent de coloratura politică pe care am avea-o la momentul respectiv. Bun, așadar, ora 19 se întâmplă această gară la Cluj. Mergeți și dați o mână de ajutor. Nu pentru că... Da, puteți să o faceți și pentru că dă bine. Dar să o faceți. Dar în primul rând să o faceți din suflet. Pe mine nu mă interesează dintre cele două pe care... Mi-aș dori ca toți oamenii din Cluj să-și coboare mintea în sufletul lor și să participe la această gală, donând din multul sau din puținul lor pentru fericirea și sănătatea acestor copii. Observ cât este de poetic. Da. Păi, da, stai așa, că n-am timp de asta acum. Zi-mi, te rog, ce aparat vreți să cumpărați sau ce trebuie? Sunt mai multe aparate pe care dorim să le cumpărăm și dorim să dotăm cu mai multe. Noi avem o listă întreagă de la Spitalul de Oncologie pe care ei ne-au rugat, dacă vom strânge fondurile necesare, să putem să acoperim această arie de necesități a Spitalului de Oncopediatrie. Bun, mulțumim din suflet, multă baftă din partea noastră, repede trecem la alte discuții matinale.